Hai, noroc fratele și bine v-am un nou episod astăzi, suntem în doi Onyx pe serverul Obsidian, pe seria noastră principală cu lica noastră de bun. Înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care l -l găsiți jos în descriere. Să-mi dați și mie un ad pe Discord pe care l -l găsiți jos în descriere, pentru că o să facem un server de Discord și vreau să vă împuteți acolo la, la Friends, ca să fie mai ușor să vă dau linkul de la canalul de Discord. Bun, avem 11 ca buget. Bani cu care își vrea să luăm o medalie Așa că intrăm aici, scriem pește și luăm niște niște cu cu pește. Alea după primele 3 pagini sunt țepe, de le-am luat. Deci, da, de aici. Prima oară luăm doar 4, bine, mai avem bani încă una sau ceva de genul. Ca negru. Ha, mă, că a venit repede. Bine, rău, nu le mai deschidem. Hai să le băgăm direct în depozit. Am vrut să iau medalia asta a eroilor pentru că, în primul rând, este un eveniment cu schimbări, gen vrăjește cu e, e site, a început, 54 de minute, la 2 fix, e 1.54 gen, la 2 fix o să vreau să ne băgăm la, la farmat și să farăm timp de o oră să vedem câți bani facem în map 2 timp de o oră, având în vedere că este și event și probabil este full, 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 full. Dar până, până se face două fix, hai să fac eu repede și calul. Dar trebuie să mă duc mai ca să fac calul. Deci, mă duc, fac calul, după care revenim și facem și experimentul cu câți bani se fac în map 2 pe timp de eveniment site important într-o oră. Așa că mergem la grăjdar și revenim. Bun, hai că și misiunea de la cal. Să vedem dacă ne acceptă și nouă grăjdarul. Rezultate, Amers mers din prima, wow, nu mă, nu mă așteptam asta, hai să facem acum să ne începem videoclipul propriu zis cum ar veni, uh, regiune, bam bam, mergem în map 2, este ceasul 2 fix, eu oricum o să vă pun și cronometrul vouă ca să-l aveți aici, deci o să începem, uh, o să dau drumul și la cronometrul fix când se face ora 2.00 și o să dau stop cadru înainte de fiecare metin și când găsim metin dăm drumul la filmare din nou. Mai așteptăm încă un minut. Este și 59. O să oprim prin toată harta, am și licor de movement speed, deci ar trebui să ne mișcăm și repede. Ar trebui să fie totul super, super ok. Încă nu s-a făcut ora 2, încă e 13.59, dar uh, mai așteptăm încă câteva secunde se facă două fix, după care stop cadrul, uite, s-a făcut acum două fix, așa că punem pauza acum, dăm mai dăm drumul la timer și revenim când găsim un metin. Hai că am găsit aici un băiat care bate, a, ah, nu, M am crezut că bate pe auto, dar nu bate pe auto, așa că nu ne băgăm peste el. Dacă era pe auto mă băgam, dar așa nu e frumos, deci ne continuăm drumul. Hai că am găsit și primul metin. E singurul metin pe care o să-l filmez cap coadă, pentru că vreau să testăm și damage-ul. Că am videoclipul de randă sau doar pe mințele de 45, dar pe asta din map 1, din map 2 nu. Dăm un K100 de la, nu știu, 600 damage în cava gen, e aproape dublu. Mă rog, avem și medale eroilor, plus itemele, plus că am făcut nivel 3 la cal. Care nivelul la cal, se, la cal, se, simte foarte, foarte, foarte tare, așa că dacă nu aveți nivel la cal, băgați-vă acolo și faceți. Primul metin, din care, evident, nu ne-a ne absolut, absolut nimic. Așa că, let's go, Bun, încă o metin, metin de nivel 30, care se spage pe extendere de repede, deci distrug metin în map 2, n-am treabă. Piata din nou slabă pe care nici nu le mai luăm, carte la fel de slabă. Bun, încă o metin, de data asta de nivel 35, ai clonat așa în scara măgarului, 25 35, și avem și primul prăjește chat, după aproximativ 5 minute, ceea ce este bombă rău de tot. Carte, zoncinare, piatră, una de căcat. Let's go to the next one. Avem momentan un în primele 5 junite, Dacă o ducem tot așa, e bombă de tot. Dar vă dați seama că nu o să fie asta media și că o să scadă, vreau. Bă, am venit un pic pe la capitanul bestiei. Să vedem dacă ne fie și la el. La evenimentul trecut de, de schimbări ne-a picat la el câteva schimbări. Acum n-a fost să fie, mă rog, o să și primul bătut, dar aia e, next. Hai să vedem next metin, metin nivel 30. Ne dai și nouă schimbarea cu numărul 2. Ia să vedem. Noua ne-a dat din păcate. Și cartea este slabă rău. să nu am speranță să pice nimic. A bătut băiatul ăsta pe tot până acum. Ia uite, pe Atlantic am pus 4. Hai mă, să iau totuși poate costă ceva. Și o să aștept și până i se duce numele lui ca să iau uh, cartea. Vrăjește, n-a picat exact cum mă și așteptam. O să stau aici să iau cartea. N-are sens să vă văd ce, ce carte Decât dacă e carte bună. Dacă nu, n-are sens. Hai să ne capitanul Bessie dacă credă și nu, nu ne-a dat. Nu ne-a dat din păcate, Anaki. Treceam pe aici până mă map 2 și am văzut pe sa care bate, dar apare nu e glob de transformare bun, e unul care nu prea are deloc. Am bătut un metin de nivel 25 acum și a picat vreo și am uitat să vă filmez nici să Da, bat, aia e până la Pun la Orlant, carte, piatră slabă. Până acum niciun drop bun în afară de astea două vrăjiște care au venit în 15 minute. Ceea ce nu e foarte rău gen. care e, bine, având în vedere că e full, frate. Deci n-am -am, -am luat să bat nici nebun. Cred că am bătut vreo maxim, maxim 7-8 metine. Și avem deja două vrăjiște, ceea ce eu zic că e super, super bine. În fine, ne-am mai picat încă unul. Hai să dăm următorul metin sau poate, cine știe, următorul capitanul bestie. Let's go! Hai să vedem, metin de nivel 30, am zis mai devreme că n-am prins niciun drop bun în afară de vrăjește, dar am prins piatra Santelican plus 4, care nu știu exact cât costă, dar na, dacă are preț o să vedem după. Carta abilității, puma Roland, piatra evitatate plus 2 ne le mai luăm, deci go to the next one. Am putut încă o metin aici nivel 35, din câte văd eu nu a picat nimic și carta este slabă, piatra la fel de slabă, așa că mergem la următorul. Ne-am băgat din nou peste un băiat care farmează pe auto, n-am speranță la vrăjește, dar măcar o carte bună, o piatră bună să dea și el. Da, piatra văd că e oară plus 0. Și cartea este Iureș. Îl arunc nu îl păstrez și da, vrăjește exact cum credeam, nu a picat. Fix în de mai devreme la peste care m-am băgat la băiatul la care farmează pe auto, am găsit un de nivel 35. Hai să vedem dacă ne dă și nouă ceva, văd că nu ne-a dat vrăjește, dar uite cartea abilității. Și este chemarea folgerului din păcate. Ai. Hai să vedem dacă ne pică și din capitanul beștei și beștei auzi. Și n-a fost să fie. Așa că let's go to the next meeting. Încă un capitan bestie, hai să dacă ne dai și nouă vrăjește, până acum au trecut 26 de minute, și singurul lucru pe care îl avem dropat sunt două schimbări și o piata antelicam plus 4. deci nu, nu prea, e, nu, prea e, ce trebuie. Hai să vedem o de nivel 25. Până acum, ia uite mă ce -mi pică mi-ar mă rog, cu un KPV de șaman. Am luat și din greșeală oricum. cum. Piatra plus 2, deci un gunoi și carte camuflaj, adică din nou tot un gunoi. Cred că o să mai facem încă o oră, o să prelungim la două ore pentru că nu prea îmi place mie cum, cum a decurs până acum. Avem doar două vrăjiște dropate și o piatră de asta în plus 4, ceea ce nu mi se pare ce trebuie. Uite încă un vrăjește asta de nivel 25, carte slabă, piatra slabă, exact cum ne-am obișnuit și până acum. Având în vedere că avem trei schimbări în 35 de minute, nu e foarte, foarte rău, pentru că batem un map 2, până la urmă, unde e și full și nu se mai tine cum, e, cum sunt în fermecate, de exemplu. Dar, na, mai batem să vedem, să vedem cu câte terminăm până la final și dacă nu place rezultatul, mai prelungim cu încă o oră, să vedem dacă chiar aia e media sau uh, fluctuează de la oră la oră. Așa că revenim cu următorul metin, în momentan avem doar trei vrăjește. Hai să vedem următorul meci, un meci de nivel 30. Să vedem dacă ne dă și nouă vrăjește, să fie vrăjește numărul 4. Și da, ne-a dat forță. Deschivă plus unul neinteresant și cartea chiar a fulgerului. Bă, am dat și loc carte bună, bă, de lău, bă, să mure dacă vă mint. Numai gherile de cărți, măcar ne-a dat 4 vrăjește și se mișcă destul de binișor. 4 vrăjește chiar, e destul de ok, sincer, sincer să fiu. Dar, na, hai să ne vedem la următorul metin. Hai să vedem next metin, un metin de nivel 35. Da, mă, ne-a dat back to back, bine de tot chiar ca lumea rău. Cartea este teamă, o păstrăm și pasă că e un caca, piatra slabă, dar mă ne-a dat back to back vreșește. avem 5 bucăți până acum, ceea ce este foarte, foarte bine. Hai să vrem încă o metin de nivel 35, până acum 5 scrimbări în 43 de minute, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine, având o vedere un map 2, eu chiar, chiar sunt plăcut surprins, hai să și pe cartea să transforme care și reușește. Cartea este atac fulger, piatra neinteresantă, n pica nici vrăjește. Hai să vedem următorul meeting. Hai să vedem meeting de nivel 35. Și... Vrăjește, bine era de tot, frate, mă. Cartea slabă, piatra slabă. Dar avem 6 bucăți de vrăjește, ceea ce e foarte, foarte bine. Și cred că mai băgăm o oră. Dar mai băgăm o oră nu pentru că nu place drop ci pentru că îmi place prea tare drop-ul. Sunteți nebun la cap. Într-o oră am făcut 6 vrăjește, mă rog, de fapt în 45 de minute. Am făcut 6 vrăjește în map 2 mi mi se pare bombă rău de tot sunteți nebun la cap. Hai să vedem încă în cronometru de nivel 35, mai avem încă 12 minute și 50 de secunde din uh, cronometrul de oră. Carte văd aici, văjește nu avem, piatra este slabă și carta este la fel de slabă. Hai să vedem încă o cronometru de nivel 35, ne mai pică și nouă în să facem oare 7 bucăți și ce să vedeți, chiar pică fraților, omul, deci chiar am început să pice bine rău de tot cărțile și pietrele, nu prea, nu prea vreau să mi le dea cum trebuie. Da, vrăjește de acasă, la casă, avem 11 vrăjește cu bustezi, nebun la cap. s-a terminat și ora, avem 7 schimbări făcute, așa de vrăjește cu B. Dropate, doar că mai formăm o oră, nu pentru că nu mi-a plăcut drop-ul, ci pentru că mi-a plăcut foarte tare. Și vreau să văd dacă a fost doar o întâmplare sau dacă chiar asta este media. Așa că dăm drumul la timer chiar acum. Mai avem o oră din acest moment să farmăm un map 2 la evenimentul de vrăjește. Și hai să vedem ce facem. Let's go. Avem și primul metin din a doua oră de format. Hai să vedem dacă începem directora cu un vrăjește frumos la un metin de nivel 35. Uh, nu cred, dar sper că da. Da, exact cum am zis. N-a dat, uh, dat, vrăjește. Carte foarte slabă. Piatra v-am zis foarte slabă. Cartea la fel e slabă, deci am presințit eu ceva. Hai să mergem la următorul metin. Avem și capitanul bestii și cred că i-am prins spawn-ul, având vedere că l-am găsit pe CH1, așa că o să stăm mă și în CH-urile. Din ăsta n-a dat nimic de licori, așa că mergem pe CH2 și vedem dacă găsim și acolo. Am schimbat acolo CH-urile până la 6 și n-am găsit capitanul bestii. dar l-am găsit într-un loc unde nu se spawnează. Nu știu ce caută capitanul bestii aici, sincer să fiu, dar nu mă plâng. Da, hai mie că am bătut azi câțiva și n-am picat, picat la niciunul și n-am picat nici la ăsta, aparent. Dar, na, dar a trecut la ultimul eveniment de vrăjește cu B. Mi-a picat primul, primul mi-a picat la Capitanul Vestii, cum ar veni. Azi văd că am bătut câțiva și n-a dat la niciunul. În fine, hai să mergem direct la, următorul metin. Hai să vedem, am mai găsit un metin de nivel 35. Hai să vedem dacă pică vrăjește sau nu. Am bătut și metinul și nu, n-a picat vrăjește, piatră slabă, carte la fel de slabă. Dacă am găsit și noi o metin după 100 de zile în care n-am mai găsit niciunul, <coughs> e vorba de un metin de nivel 30, din care pică piatră foarte slabă și carte la fel de slabă. Aca am mai găsit un metin, e băiatul ăsta care bate, la, bate pe autogen. <coughs> și ne-am băgat pe el că e pe auto, adică dacă farma el era altceva, dar n-a picat, a, ah, era, era on, aparent, nu știam că e on. Nu, oricum nu mi-a picat nici cartea, nu mi-a picat nici, nici vrăjește, deci un pic n-așpa. Hai că am mai găsit un metin, un metin de nivel 30. Să vedem, dacă ne dă și o vrăjește, ideea e că deja de 16 minute ne chinuim să prindem și noi un vrăjește și încă n-a prins niciunul. Și nu prindem nici din ăsta, Piatra e pe întoarcere 1, cartea Atacul, cu sabiei, deci gherla. Hai să vedem, încă o metin de data asta de nivel 35. Bă, avem 18 minute de când farmăm și n-am văzut încă vrăjește, deci pe ora a doua slăbuț, n a picat tot teamă măcar, dar pe, pe, vrăjește slab rău, de fapt nu slăbuț, că nu avem niciunul, deci n-aș până acum. Hai să vedem cum, cum mai decurge. Hai să vedem încă o metin, metin de nivel 30. Hai, dă primul schimb e mai greu, după aia aș da drumul mai repede, a după aia pică, pică mai repede. Dar văd că nu pică prima schimbare, adică nici din asta n-a picat. Cartea e atac forțat, piatra e pitulare pe 0, deci nimic de luat de pe jos. Până acum, într-o oră jumate, avem doar 7 bucăți, toate 7 au picat în prima oră, că... În, din a doua oră avem 22 de minute de format și nu avem absolut niciuna mâncava Next meeting, meeting de nivel 30. Hai să vedem, bă, chiar mi se dacă n-a picat niciuna din a doua oră. Și da, nici aici nu e, black, piatră plus 0, deci nașpa. Următorul meeting este unul de nivel 35. Hai să vedem dacă din asta ne dă vrăjește cu B. Și nu, nici din asta nu ne dă. Nu. Piata din nou plus 0. Cartea o treabă subtilă. Deci din nou varză. Haide mă. Asta e din nivel 25. Dă-ne tu măcar. Da mă, da. În sfârșit am spart gheața și pe a doua oră. După 26 de minute de format Avem și prima... Primul vrăjește, piatră slabă, carte slabă, dar măcar s-a dat un vrăjește. Wow! Ia uitați-vă ce am găsit aici, băieți, avem 3 metri fix unul lângă altul, așa că să ne băgăm să le batem. Hai că din 3 minute în să ne pe un vrăcește măcar, nu? Eu așa sper. Din primul, pun și piatră plus 2, deci nimic de păstrat. Al doilea metin, unul de 35 dintre alea două napi ca nici aici, carte foarte, foarte slabă, piatră la fel de slabă. Și hai să ne dăm din nou sfletul lupului roșu, să-l batem și pe ultimul metin, până acum niciunul din astea, din astea două. Mai avem încă unul, hai să vedem, poate salvează asta situația. Bun, hai că e la final și meciul nostru. Hai să vedem dacă se situația sau nu. Și nu, no, nu se lasă situația. Avem piatră plus 0, carte vai de steaua și de zilele ei. Până acum doar un vrăjește în 30 de minute fix. Deci un pic, un pic am nașpa. Bun, Met de nivel 30. Hai să vedem dacă din asta pică vrăjește sau nu. Nu, deci a picat doar vrăjeștelea și cu ăla rămas. Uite o carte care măcar mă ajută pe mine în viitor chiar dacă nu e, chiar dacă nu e scumpă, măcar ne ajută pe noi. Bun, încă o metin, data asta de nivel 35. Hai să vedem și... Și, 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 și nimic. Piatra din nou plus 0. Carte slabă, mă, deci n-am dropat nicio piatră, nicio carte bună decât o fatală plus 3 care nu știu dacă are preț și un antilican plus 4 care din nou nu știu dacă are preț. Ceea ce e teribil de rău. Asta să un metin, metin de nivel 35 pe care l-am găsit după foarte, foarte mult timp, de la ultimul metin bătut, metin pe care îl bătea cineva pe auto aici, a văd că a murit, uite-l pe băiat, escape, nu știu de ce așa a băgat el pe de adun aici, dar oricum n-a picat absolut nimic. Hai să ne batem încă un capitanul bestie, până acum avem 0 vârșiți la capitanul bestie de azi, 0 și la ăsta nu știu, nu știu ce nu pică de azi, dar, na, aia Bun, uite, încă un capitanul bestie, i-am prins aici, cred că, cred că am prins spawn-ul, o să schimb pe toate ch evident. Hai să vedem dacă din asta pică, n-a picat nici din asta, I am luat un pic. Bun, hai că până acum l-am prins pe fiecare CH. Asta ar fi al treilea pe care le batem la spawn-ul ăsta. Și uite-vă că a venit, bă, a venit și vrăjeștele. Avem două vrăjește în 43 de minute de format. Este un pic nașpa, dar n-a venit să facem. Mai avem încă două ceașuri pe care trebuie să verificăm, să vedem dacă găsim uh, capitanul bestie. Hai că nu mai dau cad la filmare. Vedem dacă e pe 2, dacă nu e pe 2, dăm după aia cad. Și nu este pe 2, așa că revenim că mai găsim un metin sau un capitanul bestiei. Bun, hai să vedem metinul de nivel 25. Să vedem dacă pică, vrăjește și nu, nu, pică. Piata din nou jalnică. Cartea la fel de jalnică, până acum, să mor de nou în două ore, n-a picat nicio carte bună. Nici o piatră bună, decât două pietre care nu, nu știu dacă ar costa ceva, cum ar fi Fatala plus 3 și uh, Piatra Antilican plus 4, care nu cred că au preț, dar le-am acolo în cazul în care ar avea preț, dar nu prea cred că au. Dar na, revenim de la următorul medin. Următorul medin care este tot de nivelul 25. Hai să vedem dacă din asta pică ceva sau sal, uh, vrăjește n-a picat, piatra este șaman plus 2, jalnică, Carta dinții, lupului, la fel de jalnică. Următorul metin tot de nivelul 25, este și ăsta, poate, poate ne pică și nouă, încă unul până terminăm uh, timpul, din asta n-a picat, avea întoarceri plus 1 și atacul spiritului, mamă, numai gunoaie și de cărți și de pietre. Mai avem încă 13 minute, măcar un vrăjește mai vreau un 13 minute, la cât de slabă a fost uh, a doua oră, mai mult de un vrăjește în asta 13 minute n-am cum să sper, așa că hai să vedem următorul metin. Bun, totul metin de nivelul 25, hai să vedem, ne dă ceva, sau sal, cred că sal, piatră plus 0 și cartea este zdrobire. Avem totul metin de nivelul 25, poate că nu mai de asta am găsit în, în, în ultimul timp, nu știu de ce. Da, metin din care nu pică nici măcar carte, frate. E prima oară când mi se întâmplă să nu pice carte, având uh, Manușa site. Piatra din nou e un gunoi plus 2. Wow. Tot metinul de nivel 25 mi apare în cale. Tot pe ăsta batem. Nu înțeleg ce se întâmplă cu ele să spuneți doar să de nivel 25. Chiar n-am nici mai mică idee. Dar ultimele vreo 5 mete au fost doar de 25. Uh, fără rezultat, adică nu avem niciun schimbă din ele, din nou, iar nu-mi pică carte, frate, nu înțeleg ce se întâmplă, am mănușă site, până la urmă, nu înțeleg, chiar nu, nu, nu pot să înțeleg, să moare dacă vă mint. Ce să vedeți, tot mă de nivel 15, e ceva ciudat, dar mă să ne pice și nouă învrăcește, mă, ce dracu că batem de geaba să mori de nou, grabă plus 1 în gunoi, lovitura degetului al gunoi. Oatmeal de nivel 25, e ceva foarte, foarte ciudat să mă de vă mint. Ha, mă salvați netul și mai dă tu în schimb, să nu mai, că batem pe gol să mure de ceva timp. Avem o piatră de căcat, war plus 1, carte la fel de nașpa, schimbare n-am mai picat de mult. În 52 de minute am făcut doar două vrăjești din, din a doua oră, mi se pare foarte, foarte, foarte slab. Având în vedere cât de bine am mers în, în prima oră, mă așteptam să meargă cam la fel sau hai zi cu minus două schimbări față de prima oară, dar a mers jalnic. Da, am găsit mai 30, dar se bagă foamea peste, aparent. Mi-a picat carte, piatră jalnică, niciun vrăjește. Carta este bine binecuvântare, măcar atât, mai are, mai are un preț. Da, na, vrăjește încă nu, încă nu vrea să dea. Hai să mergem la următorul. Mai de nivelul 25, probabil printre ultimele, de fapt, că mai avem 3 minute de, de farmat. Napica vrăjește, carta foarte slabă și piatra la fel de slabă. Hai că mai dăm o la Capitanul Bestii și oprim și aici testul de 2 ore la, la vrăjește map 2. L-am prins pe CH2 unde n-a picat nimic. Bun, o să oprim timer aici, mai sunt 10 secunde, dar am găsit două metri unul în altul, unul e ăsta și celălalt era de nivel 30. Le spargem și pastea, vine dacă ne pică ceva la ele și facem calculul după aia. Din asta văd carte, piatră extrem de slabă pe care nici măcar nu are sens să mai iau. Cartea e la fel de slabă. băiatul să de fapt că același băiat care are mai multe caractere. Se bagă peste mitinile mele și mai ieși de la albaștri. Ideea e că i dau 3-4 hituri și, și moare, nu știu de ce încă încearcă săracul. Hai să și mai să-l să, să, să și pe să vedem dacă ne pică din el vrăjește. Bine, dacă nu, a, e. Și l-am spart și n-a picat nici din asta vrăjește. Carta este sfera întunecată. Am avut 4, 4 vrăjești înainte, deci ne-au picat 9 în 2 ore, adică undeva la 4,5 zi, 5 media de vrăjește pe oră. Nu e foarte rău, dar se putea și mai bine. Și asta a fost deoclipul, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care găsiți jos în descriere. Eu am fost Joe și de secundă de la următoarele de clipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!